Continuă emisiunea de ale Buzoianului, vorbim cu șeful UPU-SMUR Buzău, domnul doctor Adrian Zoican. Domnule doctor, vorbeam în prima parte despre prezentările foarte multe de la UPU, multe dintre ele nejustificate. Cred că e un apel pe care ar trebui să-l facem tot timpul, pentru că oamenii la UPU trebuie să vină în cazul urgențelor grave și nu din cauza faptului că n-ați vrea dumneavoastră sau colegii dumneavoastră să-i primiți, ci pentru că dacă vine cineva pentru că nu are gust și miros, poate să aștepte un caz foarte grav, ambulanța probabil, nu? Că spuneați că se deplasează și cu ambulanța. Am avut și situații când s-au agravat în ambulanță sau aseară am avut un edem pulmonar pe care l-am tratat în ambulanță. Pentru că nu am avut unde să... Da. De câte ore a stat la spital? Câte ore a stat cel mai mult în ultima cât perioadă? Cât să stă în perioada asta, da. Zeci de ore, adică, nu? Nu zeci de ore, cât să stă. Cât să stă, da. Sunteți modest întotdeauna, dar da, 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 deci crezi așa o aureolă, da. Și cred că oamenii ar trebui să conștientizeze că sunt eforturi supraomenești. Sunt eforturi și sunt trebuie salutat fiecare lucru pozitiv care se întâmplă în pandemia asta. Orice gest pozitiv, orice lucru favorabil pentru păstrarea sănătății, pentru combaterea pandemiei, orice trebuie salutat, trebuie să fim uniți, trebuie să fim uniți în primul rând, da? Și să înțelegem că scopul final nu este decât starea de sănătate. Pentru că dacă e sănătos, ai de toate. Ai de toate. Nu-ți mai trebuie nimic. Ce te mai interesează pe tine când nu-ți ajunge aerul? În seara asta chiar eu... Un domn destul de cunoscut în comunitatea buzoiană și apare destul de des la televizor și care a venit la spital cu senzația de sufocare. Da? Deci în momentul în care ajungi să nu-ți mai ajungă aerul, păi te mai interesează pe tine ce face vecinul, ce se mai întâmplă, pentru că sunt lucruri vitale, da? Lucruri de bază. Da? E vorba de supraviețuire și să facem în așa fel încât să ajungă cât mai puțin acolo, pentru că dacă toate ventilatoarele sunt blocate, iar oamenii, medicii, asistenții, toți oamenii care sunt implicați în sistemul sanitar, sunt toți acolo și ei sunt vulnerabili. Deci haideți să nu forțăm mai mult decât trebuie sistemul sanitar, să conștientizăm faptul că dacă respectăm regulile bune care le-am învățat atunci la început, de distanțare, de dezinfecție, de păstrarea, de respectarea timpului de expunere, da? Deci toate lucrurile astea dacă le păstrăm, atunci numărul de îmbolnăviri va fi mai mic. De asta în unele zone ale țării rata îmbolnăvirii este mai mare și în altele este mai mică, pentru că unii sunt mai disciplinați și mai educați, mai bine pregătiți, iar din punctul ăsta de vedere, iar alții nu respectă regulile. Și observați cum în marele comunități sunt probleme și pe lângă marele orașe sunt iarăși probleme. Da? Pentru că era inundat Facebook-ul cu tot felul de imagini din Germania, nu știu, păi să vedem. Păi sistemul nostru sanitar se compară cu Germania, se compară cu Franța, se compară când la noi toți medicii sau majoritatea medicilor au plecat către aceste stări, aceste state, către sistemul public, pentru că la ei medicii s-au întrebat către sistemul privat, că e mult mai bine plătit. Și atunci ei sunt, au și un sistem public și un sistem privat care este implicat în bătălia asta. Și cu toate astea au un mare număr de decese. Și cum este dotat sau ce înseamnă un post de terapie intensivă din Anglia, Franța, America, state bogate, deci care bagă și pompează bani buni în medicină, da? Și au sisteme care au oameni angajați care simulează pandemii, au specialiști care vin și fac tot felul de simulări, îi se antrenează permanent și cu toate astea, uitați că n-au făcut mare lucru, adică nu a fost ceva spectacular, înțelegeți? Noi suntem cei care suntem expuși în primul rând, dar trebuie să ne implicăm. Adică, știți cum, până la urmă, nu cred că e o chestie lipsită de moralitate să-i spui cuiva care stă la rând undeva să-și pună masca și să-și acopere nasul. Adică societatea trebuie să intervină. Trebuie să așteptăm să vină poliția, guvernul, organizații non-guvernamentale, organizații profesionale, să vină ea să ne arate, să ne spună, să ne dea tot felul de anunțuri la televizor, să spună purtați masca.
Da? Noi stăteam și ne uitam la televizor și vedeam pe asiatici prin aeroporturi cum își puneau măștile, pe cum apărea aglomerație, își puneau măștile. Dar, într-adevăr, asta este. Acum nu mai este ceva normal pentru noi. Din contră, e un gest de apărare. Am început să-l acceptăm. Eu, spre exemplu, mai am surpriza că mă trezesc cu masca dormind. Deci dorm cu ea. Unii spun, domnule, stai un pic că nu pot să ții masca, că eu am mască și mă sufoc și nu știu ce. Și eram într-un magazin. Și intră doamna cu copilul și spune, era o mămică cu un copil, și aveți deschis, e bine, nu e bine, mă servește și pe mine cineva. Adică erau două vânzătoare și cele două, nu știu ce făceau, n-au fost atente. Și zic că cred că o să fiți tratată cu foarte multă atenție dacă o să vă puneți masca. Foarte mi-am permis, da. Nu, dar mi-am permis să cumva că stăteam și mă uitam și o vedeam că e agresivă așa și nu știu cum. S-a întors așa la mine și mi-a spus, eu mă sufoc. Și zic, bun pariu cu dumneavoastră că nu vă sufocați. Zic, ia puneți-vă masca și eu mă duc și aduc pulsoximetru de la mașină și vă demonstrez că nu vă sufocați. Îmi spuneți mie lucrurile astea, zic, doamnă, zic, haideți să fim serioși, zic, poate vreți să vorbiți cu doamnele vânzătoare să le convingeți că masca vă face rău. Dar nu vă face rău, dacă puteți, purtați, e că nu trebuie să purtați neapărat măști FFP3, care sunt și foarte scumpe și nici nu știu dacă e rentabil să le porți, pentru că, mă rog, eu le-aș purta, dacă ar fi cazul, le-aș purta pentru că aș păstra-o, aș dezinfecta-o, aș spăla-o, sau e bună și o mască de pânză, un pic mai, cum să spun, un pic mai dens așa, pentru că practic virusul ăsta când se transmite, se transmite prin particulele fluge. Și ele sunt o barieră, numai că există o mică problemă, ca și cu mănușile, vedeți, țineți minte la început, toată lumea, vai, mănuși, și acum nu mai poartă nimeni mănuși. De ce? E mult mai eficient să te dezinfectezi și să te speli decât să porți mănușile, care ele pot deveni ele în sine o sursă de infecție. Pentru că pe alea nu le mai... Cine dezinfectează mănușile? Decât cine știe. Adică iei mănușa, o porți și la un moment dat trebuie să o arunci. Da? Dar care e momentul ăla? Nu știe nimeni. Și sunt și incomodă purta mănușile alea că îți transpiră mâinile și să... Mă rog, cine știe, cunoaște. Da, cine lucrează în domeniu. Mai avem foarte puține minute și vreau să-mi spuneți de testele rapide care au sosit astăzi. Testele rapide fac parte dintr-un lot de 43.000 achiziționate de Guvernul României, să rămână a Guvernul României. Așa. Da? Sunt gratuite, sunt foarte bune pentru că au un grad foarte mare de sensibilitate apropiat de PCR, adică până acum ce am testat cu el, rezultatul e undeva gata, eu nu zic așa imediat, dar undeva se recomandă 10 până la 20 de minute poți să aștepți și rezultatul este elocvent pentru infecția cu PCR. Ele au fost concepute, că nici eu n-am înțeles prima oară, mă, de ce trebuie să faci asta, că trebuie să facem paralel și PCR-ul. Dar este conceput. Ideea e că asta e. Asta înseamnă mintea luminată a lui Raed Arafat. Deci, pentru decongestionarea UPU. De ce? La mine când vine omul în UPU, eu am o problemă. De ce? Păi eu nu știu dacă are COVID sau nu are COVID. E simptomatic, dar sunt pacienți pulmonari, sunt pacienți cardiaci, sunt... Deci toate sistemele în organism interacționează, nu? Și când obosești, faci un pic de treabă, încerci să respiri mai greu. Și când vorbești repede, respiri mai greu. Și, nu? Și când stai degeaba, câteodată parcă simți așa, că nu ți ajunge aerul sau ai un nod în gât sau nu știu ce. Bun, nu vreau să exagerez, dar ideea este următoarea. Pentru a preveni aglomerarea în UPU, adică acei pacienți care trebuie internați așa, în spital, fac acest test care are o sensibilitate foarte mare. Bun. Și ei, în mod normal, deci mie îmi iese, e ca un test de sarcină. Are controlul și are testul, da? Dacă e o singură linie, adică controlul, e ok. Dacă sunt două, înseamnă că avem o problemă. Probabilitatea ca acel pacient să aibă virusul SARS-CoV-2 este foarte mare. Aproape la fel de mare ca și cum ar fi determinată de testul PCR, adică ăla care noi îl luăm ca standard, golden, deci standardul de aur, da? Că noi raportăm la, dar și ăla dă eroare, dar, mă rog, mai mică. Și atunci avem așa, spune legea așa, acel pacient la care apare o singură dunguliță, adică este negativ, va merge și va fi în zona de tampon, dar care nu sunt pacienți COVID și sunt suspecți, până la apariția rezultatului PCR,
PCR-ul ăla, da, ăla da. Care vede ARN-ul, da, ăla, da, care citește ARN-ul, da? Iar cei care sunt cu două linii oare ca la testul de sarcină, așa, da, deci testul și controlul, deci înseamnă că e pozitiv, înalt sugestiv pentru infecția cu SARS-CoV-2. Se izolează acolo unde sunt pacienți cu înaltă suspiciune COVID. Adică el ar putea fi aproape echivalentul și s-ar putea să înlocuiască ușor, ușor testul PCR. Pentru că la un flux foarte mare de pacienți și cu o rată foarte mare a îmbolnăvirii, tu deja știi că pe secția aia, chiar unde sunt aia, nu mai există curați, saloane de curați, adică nu curați între ghilimele, cum să vă spun, pacienți care nu au SARS-CoV-2. Nu mai există. Sunt spitale unde sunt și așa, și așa, și fiecare se luptă pentru supraviețuire cu măscuța la nas, cu dezinfecție și cu oxigen la nas. Dar tu faci tot ce poți ca să-i separi, da? Și tu îi separi de la început. Și spui, ăștia sunt puțin probabili, ăștia sunt înalt sugestivi, da? Tu de la început îi depărtezi așa. Și când îți vine PCR-ul, s-ar putea ca din ăștia care sunt înalt sugestivi, s-ar putea să fie negativ. Dar probabilitatea este foarte mică, pentru că sensibilitatea e mare. Și atunci ne bazăm pe ele. Adică eu am internat, spre exemplu, aseară, am internat pacienți în zone unde sunt puțin sugestivi pentru COVID, bazându-mă pe aceste teste rapide. Ne ajută. Deci spre deja exemplu, ați început să le folosim. Da, da, noi le folosim. Deci e un lot de 43.000 care a fost distribuit în toată țara. Este un lot care e ca o bulă de oxigen până vor veni restul de până la 3 milioane de teste. Ne oprim pentru publicitate și revenim pentru a citi mesajele, pentru că n-am citit niciun mesaj și au sosit să fie mesaje frumoase, de Crăciun. Da, revenim imediat.